Grecii sunt nevoiți să își abandoneze locuințele ca să scape de flăcări. Incendiile continuă să amenințe localități și păduri, iar una dintre cele mai mari insule a fost despărțită în două de foc. Cu ultimele informații despre catastrofa din Grecia vine acum colegul nostru, Felix Damian, corespondent al FNews. Bună dimineața, Felix! Care este situația în insula Evia? Raluca, trei incendii uriașe fac ravagii în continuare în Grecia, unde flăcările amenință mai multe orașe și au tăiat efectiv în două insula Evia. Este a doua insulă ca mărime din Grecia, traversată acum de un zid de foc de 30 de kilometri lungime, iar autoritățile se pregătesc să evacueze localnici și turiști din zona stațiunii Pefki, cu mai multe embarcațiuni pregătite special în această zonă. Focul de pe insula Evia a provocat deja 1400 de evacuări pe barcă după ce au fost tăiate toate căile de comunicație. Știm că incendiile afectează și zona continentală a Greciei. Care este situația în restul țării? Flăcările au ajuns, după cum am văzut și ieri, până în apropierea Atenei, pe muntele Parnita, unde au făcut ca mii de oameni să-și abandoneze locuințele. Vântul puternic a împins incendiul în suburbia Trakomakedenes, unde au ars mai multe locuințe, iar localnicii au încercat să stingă chiar focul cu găleți cu apă. Incendiile au izbucnit în mai multe zone ale țării, iar în ultimele 10 zile au fost mistuite peste 56.000 de hectare de pădure și vegetație. Oficialii eleni vorbesc de o catastrofă biblică, în timp ce evacuările sunt de ordinul miilor în Peloponez, la Mani și Idia. Felix, știm că și francezii, dar și noi am trimis pompieri, echipa noastră de pompieri a trimis 108 oameni să ajute grecii să stingă incendiile. Cum crezi că vor fi capabili să oprească această devastare, mai ales că au primit atâta ajutor? Depinde foarte mult de vântul puternic și de umiditate. Peninsula Atica, de exemplu, nu prezintă vânt puternic acum și a fost redeschisă o autostradă către nordul țării de la Atena. Grecia trece însă printr-o vară fără precedent în ultimii 30 de ani, iar numărul efectivelor mobilizate într-adevăr este de 1450 de pompieri, ajutați de 15 avioane, unele sosite din străinătate. Situația din Grecia și din Turcia este relaționată de anumiți experți cu încălzirea climatică. În ambele țări au murit până acum 10 oameni în total, iar în Turcia, din fericire, ploaia le-a oferit un răgaz pompierilor la Manavgat, dar încă mai au de luptat cu focare din zona turistică din Mugla.